În primul rând, eu vă mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, sunt foarte fericit că putem să facem un studio pe Cluj Arena înaintea unui joc atât de important cum este cel cu Portugalia, pe care stejarii vor avea sâmbătă de la ora 16. Iar în al treilea rând, vreau să vă spun că mi-aș dori ca și pe viitor factorii de decizie să fie de acord ca de fiecare dată când Federația Română are nevoie să vină în sprijinul lor cu punerea la dispoziție acestei minunate baze sportive. Despre mine ce pot să spun? Sunt Emil Cursoc, cel cunoscut de atâția ani. Din 74 sunt în rugby, am jucat la CFR Cluj și la Universitatea. Nu am fost un jucător care am excelat, dar la un moment dat, în 84, m-am dedicat arbitrajului. O decizie înțeleaptă la vremea respectivă, care s-a dovedit a fi câștigătoare pe parcursul anilor. Am ajuns undeva în anii 90 arbitru divizionar, cum se spune, pe urmă în 97, în urma unui curs de arbitri FIRA, am devenit arbitru internațional. Am arbitrat undeva la 18 jocuri internaționale, am participat la un campionat european de 18 ani și la o cupă mondială, dacă vreți, apogeul carierei, în Dubai, un Under 19, de care am fost mândru, pentru că practic am culminat cariera mea de arbitru. An care coincide și cu numirea mea la conducerea CCA-ului, a Comisiei Centrale de Arbitri, a fost o simbioză foarte plăcută, pentru că acolo, în Dubai, eu l-am cunoscut pe Paddy O'Brien, care era la vremea respectivă șeful arbitrilor din lume, un neozelandez de la care am învățat extraordinar de mult și care experiența m-a ajutat urmă în ceea ce urma să se întâmple la Federația Română de Rugby, în calitatea pe care urma să o am. Mi-am încheiat cariera internă în 2006, în 20 mai, cu finala de campionat dintre Steaua și Arad, câștigată de Steaua, și cam atât despre perioada scurtei istorii a mea ca și jucător, arbitru și președinte CCA. Aș vrea să cred că toată lumea trepidează pentru acest joc. Din păcate, și o spun din păcate pentru că suntem în luna ianuarie, timpul de afară probabil că îi va ține pe mulți în casă, în fața micilor ecrane, dar cu siguranță lumea rugby-ului o să fie aici alături de stejari. Lumea rugby-ului din Cluj și de pretutindeni, pentru că am foarte mulți amici în țară care și-au pregătit deja echipele, care vin de la București, de la Iași, de la Suceava, de la Baia Mare, de la Timișoara sau de la Arad. Și atunci, cu siguranță, alături de tricolor vor fi suporteri suficienți, zic eu, pentru un meci de rugby România-Portugalia. Dovadă că și eu am făcut o mobilizare acolo unde sunt primar la Iclos și aduc 100 de copii la teren. O să vină și consilierii cu încă 50-60 de prieteni, deci de la Iclos o să fie undeva la 150-200 de persoane aici în Cluj Arena. Așa că, din punctul meu de vedere, dacă fiecare ar face ceea ce fac eu, pentru că nu trebuie absolut nimic, nu trebuie efort, trebuie doar voință, trebuie să ai o plăcere sau o nebunie oarecum spus între ghilimele sau cu ghilimele de rigoare pentru acest sport. Iar vreau să dau un plus aici oficialităților Consiliului Județean care au făcut posibilă disputarea acestui joc pe Cluj Arena. Vreau să spun că fără acordul lor nu s-ar fi putut ajunge la în această situație. Vreau să le mulțumesc și pentru faptul că pun la dispoziție acest stadion și echipei Universitatea Cluj, care activează în Superliga și odată ce trece timpul, spectatorii se familiarizează și cu acest sport și cu stadionul, pentru că sunt total diferit spectatorii de la rugby cu cei din alte sporturi și de aceea eu sper că sâmbătă la ora meciului o să avem măcar bruma de spectatori care va trebui să scoată din piepturile lor un îndemn și un suport pentru stejare. Un mesaj, tricolorii sunt mai aproape de ei ca niciodată, stejarii sunt aici în Cluj-Napoca, toți cei care conduc școlile pe care le au în subordine va trebui să facă sau ar trebui să facă mobilizare și să aducă copiii de toate vârstele la teren, pentru că abia după ce îi vezi în carne și oase pe actorii principali, o să vină plăcerea de a ajunge și tu ca ei. Vreau să le spun să facă un lobby pentru sport în general și pentru rugby în special, pentru că, așa cum cineva spunea că marele Dan Crăciun, fostul basketbalist la Universitatea, zicea, bă, sportul ori creează, ori nu creează caracter. Rugby este un sport care creează caractere dacă copiii sunt alimentați cu ceea ce trebuie. Ei trebuie să știe că trebuie să vină la sport pentru a se forma ca și indivizi, ca și oameni, nu pentru a ajunge campion din prima zi, nu pentru a fi astăzi sau mâine cineva un nume X sau Y, ci pentru că eu am ajuns aici
sau acolo, sau la vârful piramidei roibistice, datorită sportului. Dacă nu făceam sport, poate astăzi eram undeva unde, să zicem, nu aș fi avut privilegii pe care am avut în calitatea mea de președinte CCA, de arbitru și de sportiv.